și aduc 6,5. Așa. Și o ce prim. Da, 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 da. Toate sunt de... Chiar foarte frumos. Și numai așa vezi, lucrând. Altfel nu vezi. Sigur, 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 mai... Da. Păneam una. Distanța, ai putea să spui care e distanța dintre planele A, B, D prim, A prim și B, C, C prim, D prim? B, D prim, A prim și B, B, C, C prim, B prim, distanță. De ce? Este, distanța este de C sau AB, nu? Sau AB, da. Că planele sunt paralele. Da. Și distanța ce te-am pe plan, așa cele două plane. Da. Și asta este distanța. Care este distanța de la B la planul A prim, A, C, C prim? A prim. A, C, C prim. Da, n-am dus A prim, A, C. Să o iei prin A cu C și A prim, C prim. Sigur. Deci unii duce. Da. Și acum am întrebat distanța de la B la planul acesta. A, C, C prim, A prim. La planul A, la C, deja puțin. A, deja puțin. A prim, C prim, C, A. A prim, A, C, C. De la B, de la B la planul. De la B. Distanța de la B la planul ăsta. B prim. Ok. Cu un punct. B, B prim. Distanța se măsoară din B, trebuie să mă duc perpendiculară. Pe plan. B, O. Nu? Ca să înțelegem. Deci noi avem planul ăsta diagonal, A prima, C, C prim. Da. Și eu cer distanța de la B la planul respectiv. Dă-mi un mix de asta, o carte? O carte. Ăsta de jos, miruna, aici, asta e baza, ăsta e planul diagonal. Și B e acolo în colț. Da. Aici. Distanța de la B la... E care crezi că e distanța? Cum este planul ăsta? Pe, diagonal. Pe, pe drept, pe perpendicular, da, e perpendicular. E perpendicular planul, pe planul celălalt, da? Da. Fiindcă unghia asta și cealaltă sunt perpendicular pe plan și planul este perpendicular. Dacă planul e perpendicular, distanța din B la plan nu este așa, ci drumul cel mai scurt. Așa. Nu? Adică? Adică mă zic A prim, C prim, C, A, B, drumul cel mai scurt. O. B, B, B. Asta? B. O1 se zice. B, O1? Nu. Nu. De ce B, O1? Păi, nu știu. Zic și eu. Te întreb. Deci, uite, unde, unde e pictul oare perpendiculară? Din B? De pe o dreapă, unde se întâlnesc ele. Chiar pe dreapta de intersecție. Pe B1, da. Deci pe, pe distanța din B la planul A prima C, C prim. E B1. Condiția, nu? Păi dacă e întâlnire, care e atunci? Nu știu dacă e B1. Atunci care e? Dar trunchiul ăsta, Miruna, este un trunchi ABC. Nu ești așa. ABC? Da, dar nu să rămână. E așa o dreptul. Este dreptul. Și avem dimensiunea asta 4 și asta 3. Da, da. Și într-un... Ia să vedem așa. Vezi tu? Hai să facem un plan situația. Asta e B1.
Asta e 4, asta e 3. Oi, la mijloc e diagonese jumătate, mă urmă diagonese jumătățesc. Și distanța, ce înseamnă? Perpendiculară din B. Pe AC. Adică înălțimea. Ia, asta este. Ca așa îmi vine mie. Ia da. Distanța de aici la plan este înălțimea dusă în triunghiul ABC pe AC. Adică o avem, dar n-am notat-o nu-i așa? N-am dus-o. Nu e aia punctată? Asta, asta trece diagonală. N-am dus-o. Care va fi? Hai să zicem că este... Nici asta nu este B prin B. Da, prin teoare. Prin ochii. Nici B de prim, că trece prin interior. Ci înălțimea... Deci înălțimea din B, hai să spunem că este asta. Și marcăm că am pus-o așa, da. Perpendiculară, da? Și atunci ai punctul de intersecție. Deci asta este aici, se numește cu R, E. E? Da. B, E este distanța de la B, la planul A prim, A, C, C prim. Bine. Și o tema ta? Da, că l-ai triunghiul dreptunghic. Avem și brațe de aici. Da. Diagonala 85. Deci, eu este totul frumos. Ce să vă zic, pe bine. A, B, C... Te uiți aici, da? Da. A, B, C este dreptunghi. Deci area o să fie 4 ori 3 spre 2, da. Adică 2 ori 3, 6. Și are să fie B, E pe A, C. A, C știm că e 5, nu? Da. A, C e 5, deci A, B, R, R, S, R, și fără bar. Deci area pe două... Da. Pe două pe, da. Da? Da. Bun. Sigur că da. Este cea mai rapidă. Da. Deci, area triunghiului A, B, C. E baza AC, ori BE, supra-2, și egal de altă parte, AB ori BC. Exact. Adică AC, 5, ori BE, egal cu 3, ori 4. BE. BE. Egală cu 12 pe 5. Și am aflat... BE. BE. Bun. Dar din D. Distanța din D. La care plan? La planul, la același plan. Ducem înălțime din D pe AC. Și ăla e... Și pe care o fi și paralelul cu... Deci va veni așa, nu? Exact. Deci va fi și cealaltă... Exact. Opus. Și aceea nu este asta. Corect, corect. Distanța de la punctul O din intersecție, da. La plan la ABC. De la O la ABC? La ABC, păi ducem o înălțime din O pe AC. Deci sau pe DC? Din O pe AC. Din O pe AC. În ce plan să duc? Și unde indică varia asta? Păi eu pică undeva. Eu zic pică pe DC. Deci tu mi-ai spus să duc din O. Nu, eu... Și pică așa să ieși prin planul. Da. Bine, ar fi să știi exact cum e. Dacă pică în O. Nu, 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 să vedem de ce zice mama așa. Are, am motiv să nu merea. Nu e la tine, pentru că o intersecție pe celor două diagonale ale dreptunghiului, care sunt la jumătate, și punctul O e intersecția diagonalelor paralele bipedului. Și are la mine mijloc, la jumătate. Și atunci unim cele două jumătăți și direct de perpendiculare. Adică în triunghiul
Între unghiul de prim de pe. Da. O este mijlocul de prim pe. Da. O 1 e mijlocul de pe. Corect. Iar de prim de. De linii mijlocii. Este o 1, o e de mijlocii. Și de prim de e perpendiculară pe de pe. Corect. Deci se vede așa în mijloc. Mulțumim dreptul. Asta este ipotenuza. Mm-hmm. Și a zis... Și în mijlocii și-am zis și ei perpendiculară. Sigur, da. Și acolo. Din motivul ăsta, O1 este distanța de la O la... La ABCD. Deci am prins pe O1 într-un plan, în planul D prin D, B, B prim, dacă vrei. Poți fi așa, nu? Că doar D prim, D, B, B prim sunt o planare. E plan diagonal. Și atunci, O, O1 este în triunghiul D, D prim, B, 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 C. Și este cum D prim D pe grad pe plan și O, O1 tot pe grad pe plan și atunci distanța de la O la O1, la ABCD. Tot așa din mine putea să prindem și în planul la prima ce, ce prind. Că O1 este și în planul ăsta. A prima ce, ce prind. Cu cele două diagonale. Da. Ce prima și cu avem ce? Da, când întrecem O, el e în O, și O1 e în jumătatea face. Sigur, da. Din aceeași mătire. Da, am... Ne-am jucat aici în... Așa sigur au ieșit frumoase, să vedem clar. Acest cuboid sau paralelepiped. Și am văzut mai multe lucruri nu interesante. Da, să ștergem și să facem o altă chestie. Ne facem una cu ei. Să facem unii de urmite care la urmă. Ai învățat asta. Ai încercat și a credit. Dacă vrei, eu primi, eu n-am văzut probleme. Dacă presiunea... La română au... Nici nu se fac cu acerta. De asta nu n-o vei nici adică. Am înțeles, da. Hai, Miruna, ne putem opri, dar să recapitulăm un pic, să facem sinteza lucrurilor, da? Că dacă lucrurile te sunt peste limita care tu poți să... Exact cum copilul mic îi dea să mănânce. Și el nu-i minți. Exact, dar păi dai. Și tu îi faci încă cu ordinul, încă ordinul, încă ordinul. Să ne iau. Da, sigur. Facem sinteză. Da. 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 Și ce-am făcut ea? Piramidă, prisma, sinteza o reșeamă, zicem aici, la piramida. Am făcut o imagine în care am avut ceruri interesante. Cartea acolo, iau tipii. Chiar am te-a vrea nu desfășurarea piramidei, hai. Desfășurarea piramidei. Confus, da. Confus. Ne-am amintit. Da. De ce s-a întâmplat?
le-am... Așa. După aceea am făcut prisma. Prisma, pare de nu? Da, pare de de plâmbit. Am stat de arie. Arie. Lungimea diagonală. Și aici am avut Mi-am primit aici, la revedere.